voie. Cineți gata pentru rugăciune? Poți simți. Bună ziua, stimați reprezentanți ai mass media, stimați cetățeni. De curând am desfășurat ședința Comisiei Juridice Numiri și Imunități, în cadrul căreia, cu majoritatea voturilor membrilor Comisiei, am aprobat un șir de proiecte de hotărâri și proiecte de acte legislative, printre care le voi menționa în principiu pe toate, mă voi opri un pic mai detaliat la unele dintre ele. Unul ține de proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei Speciale pentru selectarea candidaților la funcția de avocat al poporului. În cadrul Comisiei a fost formulată propunerea ca în componența acestei comisii să fie incluși integral membrii comisiilor Drepturile omului și relații interetnice și Comisii Juridice, Numiri și Imunități. Și această propunere a fost susținută de majoritatea membrilor Comisiei. Al doilea raport al Comisiei pe care a fost aprobat ține de proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, în speță legislația ce ține de activitatea Autorității Naționale de Integritate. Și aici vreau să punctez câteva aspecte principiale. Necesitatea aprobării acestui proiect de lege reiese din necesitatea fortificării Autorității Naționale de Integritate și eficientizării activității acesteia în verificarea declarațiilor de avere și interese și totodată pentru îndeplinirea condiționalității Uniunii Europene pentru dezbursarea celei de-a doua tranșă din asistența macrofinanciară. Principalele modificări pe care le propunem la aceste legi țin de introducerea declarării la valoarea reală a bunurilor declarate, fortificarea rolului inspectorilor de integritate în procesul de efectuare a controlului averilor și a intereselor, stabilirea unor criterii adiționale, ale unor temeiuri adiționale pentru revocarea din funcție a președintelui și a vicepreședintelui Autorității Naționale de Integritate. Și aici vreau să fac o remarcă. În ultimii ani, în Republica Moldova, au fost adoptate un șir de legi care, în mare parte, corespund cu standardele internaționale și cele mai bune practici europene. Am asigurat, prin intermediul acestui cadru legislativ, o independență sau un grad foarte înalt de independență instituțiilor, în special cele ce țin de domeniul justiției și combaterii corupției. Totodată, această independență nu este echilibrată cu responsabilitatea conducătorilor acestor instituții pentru rezultatele livrate. Astfel încât ne pomenim în situație când conducătorii acestor instituții nu fac față sarcinilor impuse de lege și totodată nu pot fi demiși din funcție decât pe niște temeiuri formale. Altminteri, în cazul încălcării regimului de conflicte a intereselor sau încălcării legislației penale. Astfel, noi am propus în cadrul acestui proiect de lege să includem două temeiuri adiționale pentru revocarea din funcție a președintelui și a vicepreședintelui Autorității Naționale de Integritate. Aceste temeiuri țin de managementul defectuos sau neîndeplinirea obiectivelor de performanță și sau neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor de serviciu. O asemenea formulare sau asemenea formulări urmează a fi introduse și în alte legi, deoarece suntem ferm convinși că conducătorii acestor instituții trebuie să fie responsabili în fața cetățenilor pentru rezultatele pe care le livrează. Și nu ne putem permite luxul să achităm, să continuăm achitarea salariilor acestor conducători din banii publici, deci din impozitele și taxele plătite de cetățeni, atât timp cât rezultatele întârzie a fi văzute. Alte prevederi ale acestui proiect de lege
țin de clarificarea anumitor competențe între Consiliul de Integritate, conducerea Autorității Naționale de Integritate și Inspectorii de Integritate. La fel, foarte important este posibilitatea de aplicare a sancțiunilor când este depistat un conflict de interese, astfel încât aceste sancțiuni care sunt propuse spre aplicare să fie proporțional gravității conflictului de interese depistat. Un alt proiect de lege care a fost avizat pozitiv de către Comisia Juridică, Numiri și Imunități se referă la modificarea legii cu privire la Centrul Național Anticorupție și nemijlocit se referă la modul de desemnare a candidaților pentru funcția de director, acesta urmând a fi propus la inițiativa a cel puțin 20 de deputați, respectarea condițiilor sau criteriilor legale urmând a fi verificată de Comisia Juridică, Numiri și Imunități și candidații care corespund criteriilor legale să fie propuși plenului Parlamentului pentru aprobare prin vot. Alte două proiecte de legi care au fost avizate pozitiv de către Comisia Juridică, Numiri și Imunități țin de modificarea legii cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii și a Consiliului Superior, deci a Procuraturii, în partea ce ține de organizarea și desfășurarea adunării generale pentru selectarea membrilor în aceste organe de autoadministrare în sectorul justiției. Acest proiect de lege reiese din recomandările formulate de instituțiile internaționale pentru a transparentiza și a eficientiza această procedură de alegere a membrilor în Consiliul Superior al Procurorilor și Consiliul Superior al Magistraturii. Următorul proiect de lege ține de modificarea legii procuraturii și acesta vine în contextul, sau modificările propuse vin în contextul celor care sunt propuse în legea ANI și anume responsabilizarea procurorului general pentru activitatea sa și pentru rezultatele pe care le livrează în activitatea sa, astfel încât se propune ca în cazul în care există o suspiciune sau există informație cu privire la activitatea nesatisfăcătoare a Procurorului General, să poată fi creată o comisie ad hoc privind evaluarea performanțelor Procurorului General sau o comisie care să evalueze în ordine disciplinară acțiunile Procurorului General. Deci, din nou, aceasta vine să responsabilizeze factorii de decizie din instituțiile din sectorul justiției pentru activitatea pe care o desfășoară. Și următorul proiect ține de cererea de demisie a președintelui plenului Consiliului Concurenții. Deci s-a aprobat un raport al Comisiei Juridice cu privire la solicitarea sau cererea de demisie a președintelui plenului Consiliului Concurenții și ultimul proiect de lege care a fost aprobat pozitiv de către Comisie ține de modificarea legii privind piața produselor petroliere. Am avut o ședință productivă și țin să le mulțumesc tuturor colegilor care au participat activ, venind cu propuneri, sugestii și, în final, au susținut proiectele propuse prin votul său. Vă mulțumesc foarte mult! Făcute de exemplu, deputatul Bolea din opoziție. El susține că proiectele, în special cele care se referă la nouă procedură de numire a șefului la CNA și crearea Comisiei pentru Evaluarea Procurorului General, au fost discutate cu abateri de la procedură și nu au fost consultate cu parteneri externi sau cu experți internaționali. Și susțin că, de fapt, PASO pregătește numirea în aceste funcții oamenii săi și vreau să vă întreb dacă deja s-a stabilit cine ar putea fi. Domnul Bolea, să atrag atenție deosebit acelor concursuri la care dumnealui a participat nemijlocit în legislatura Parlamentului, anterioară a Parlamentului, unde concursurile au fost viciate pe bandă rulantă înainte să formuleze asemenea acuzații. La ceea ce ținem noi cu siguranță este să numim în aceste funcții oameni integri și profesioniști care vor ști să ne ducă pe acel drum unde într-adevăr vom avea o justiție independentă, responsabilă și vom putea eficient să reducem corupția din țara noastră. S-a decis sau cel puțin discutați care ar putea fi
candidaturi pentru șofie CNA-ului, pentru că va fi propusă după această lege, când va fi aprobată, de 20 de deputați. Dacă aveți măcar idei, cine ar putea fi propus? Încă nu. Această lege urmează abia a fi votată în prima lectură mâine, urmează votul în lectura a doua. Și după aprobarea proiectului de lege, vom discuta împreună cu colegii care candidați ar putea fi propuși din partea colegilor de la PAS. Și respectiv are posibilitatea și opoziția să propună candidatul său. Pentru că probabil și dumneavoastră ați văzut că în presă deja se discute că dumneavoastră ați putea fi candidatură. Dacă vă uitați atent în legea cu privire la CNA, veți observa că unul din criteriile legale de corespundere a candidaților pentru funcția de director este neapartenența politică, adică candidatul trebuie să nu fi fost membru a unui partid politic cel puțin ultimii 2 ani. Eu acestui criteriu nu corespund în mod sigur. Totuși a fost discutat cu experții internaționali cele două proiecte. На вашем времени в том числе. Продолжение предыдущего вопроса. Вообще-то говорят о том, что вас прочат на должность генерального прокурора. Не национального антикоррупции, а именно на должность генпрокурора. Это правда или нет? А функция де прокурор генерал есть на фелу функции аполитика. Можно. Deci, nu, în primul rând, chiar nu cred că este cazul să discutăm acum despre candidați, atât pentru funcția de director CNA, cât și pentru funcția de procuror general. Este extrem de important ca în aceste funcții să putem identifica și să putem propune persoane care sunt profesioniste, care știu cel mai bine cum să facă ordine în această țară și care să se bucure și de susținerea cetățenilor. Директора Центра антикоррупции. Сегодня в рамках заседания комиссии вы даже немножечко повысили голос на коллегу Болю, который четко дал понять, что этими поправками закон, по сути, ПДС исключает возможность участия представителей гражданского общества вообще в этой гонке за должность директора Центра антикоррупции. Почему вы не ответили ему четко на этот вопрос? Eu i-am răspuns domnului Bolea la această întrebare foarte exact. Dumnealui a formulat această întrebare de 3 ori și de aceea mi-am permis să supun, la un moment dat, să supun votului proiectul de inițiativă legislativă, deoarece dumnealui nu a făcut altceva decât să tergiverseze lucrările comisiei. Если эти поправки будут утверждены, разве сможет принять участие, вообще претендовать на такую высокую должность, если у него нет связи с депутатами ПДС, с других фракций, если этот человек не вхож в политическую элиту? Ведь, по сути, конкурс, он дает, ну, хотя бы видимость равных возможностей. Вы понимаете прекрасно, о чем я говорю. Вы очень правильно выразились. Видимость. Если мы посмотрим на предыдущие конкурсы, где реальным профессионалам своего дела те же депутаты из партии социалистов ставили оценки 1-1-1-1, невзирая ни на какие критерии оценки кандидатов, то есть просто аннулировали саму суть конкурса. Поэтому мой вопрос, зачем проводить такие конкурсы? Это последний вопрос. Вот те не менее 20 депутатов нашего молдавского парламента, не имеющие опыта работы ни в ЦБ, ни в антикоррупционной прокуратуре, вообще не имеющие понятия, что такое следство, расследование и так далее, процессуально, будут оценивать кандидатуру на должность директора НАЦ. Исходя из каких критериев? Из критериев, которые изложены... Нет, из критериев, которые, во-первых, изложены в законе. Во-вторых, этот кандидат будет не... Ну, де педрум луат. Это будет кандидат, который имеет опыт
в работе в борьбе с коррупцией обязательно, потому что здесь нужен профессионал, который знает, как принести конкретные результаты по правильным, то есть соблюдая все процедуры. Поэтому здесь вопросов вообще не возникает, потому что в прошлом этот конкурс был организован юридической комиссией. В юридическую комиссию входят те же депутаты. То есть, по сути, вопрос не меняется. И там депутаты, и здесь депутаты. Тогда зачем тупо? Что? Зачем тогда вот эта большая шумиха, если вы сейчас мне говорите о том, что по сути ничего не меняется. Просто депутаты поменяются, правда? А это совсем. То есть вот эти не менее 20 депутатов, я так понимаю, они будут из фракции ПТР. Все. Нет, почему? У нас 101 депутат. Понятно. То есть у нас могут быть. Пять кандидатов. Каждые 20 депутатов могут выдвинуть кандидата. Каждые 20 депутатов могут выдвинуть кандидата. И те кандидаты, которые соответствуют критериям, будут предложены юридической комиссией на рассмотрение пленума парламента. А, то есть юридическая комиссия не производит никакой отбор, кроме соответствия критериям в законе. Если не был членом партии, если есть экспириенсы профессионала Зе Чань и т.д., то есть и так далее. Вот и все. Ultima întrebare, vă rog. Vreau să precizez. A fost discutat sau nu? Pentru că opoziția vă acuză de faptul că aceste proiecte sunt crude și nu au fost discutate cu societatea civilă, cu experții, cele care se referă la CNA și la Procuratura Generală. A fost discutate sau nu? Sau dacă poate urmează pentru a doua lectură? Deci, unele proiecte care au fost aprobate astăzi în ședința Comisiei Juridice au fost discutate cu reprezentanții societății civile. La unele dintre ele chiar s-a lucrat mult în comun cu reprezentanții societății civile. Totuși vreau să punctez faptul că aceste proiecte urmează a fi aprobate abia în prima lectură, iar între prima și a doua lectură vom organiza dezbateri publice ale acestor proiecte, vom oferi suficient timp tuturor părților interesate să vină cu propuneri și cu sugestii care vor fi analizate în cadrul Comisiei Juridice și respectiv incorporate, cele care vor fi oportune, incorporate în textul proiectului pentru lectura a doua. Vă mulțumesc! O zi frumoasă!